La vine așa, ce am văzut astăzi în Parlament? Am văzut circul făcut de Diana Șoșoacă, cu care, din păcate, ne-am obișnuit nu noi aici, telespectatorii sau cetățenii, ci cei din Parlament s-au obișnuit. Și am văzut o ieșire nervoasă a lui Marcel Ciolacu, cel care n-a mai rezistat atacurilor și provocărilor făcute de Diana Șoșoacă. Diana Șoșoacă s-a comportat astăzi așa în Parlament și se comportă așa în Parlament din momentul în care a intrat acolo, pentru că cetățenii au nevoie să vadă lucruri de genul ăsta, pentru că Parlamentul a fost adus la acest nivel ca urmare a faptului că s-a străduit primul om al țării, începând cu anul 2004, să ducă Parlamentul României la nivelul la care este el astăzi. Și mă refer exact la ceea ce a făcut fostul președinte Traian Băsescu, care s-a străduit zi de zi să arate că parlamentarii sunt un nimic, că pe parlamentari oricine se poate urca cu picioarele, că parlamentarii nu merită nici cea mai mică stimă. Vă aduceți aminte când spunea Traian Băsescu despre clasa politică în 2008? Dincolo că este, atenție, nu mai puțin, știți ce, exprimarea este extrem de plastică, că este ca o zoaie pe un geam. Deci, dincolo de ceea ce a făcut Traian Băsescu, Diana Șoșoacă și astăzi și acest parlament merge spre cei care au fost formați să aștepte astfel de lucruri. În cazul în care noi în continuare vorbim în felul acesta despre tot mediul politic, nu o să-i putem determina pe cei performanți din privat să vină în politic, pentru că le va fi teamă că o să se arunce toți pe ei, exact așa cum se întâmplă astăzi. Cei care lucrează în mediul privat văd foarte clar. Văd foarte clar, dar nu v-ați dori ca oamenii performanți din privat să fie acolo în Parlament să facă legi? Nu ar fi cei mai potriviți să facă asta? Ei ar fi cei mai potriviți.